Джорджи Бакове, Москва, Джорджи Андоня Василил. 5 септември 1887. Бакău, регатul României, de data 22 mai 1957, București, Republica Populară Română, a fost un scriitor român, format la școala simbolismului literar francez. Este autor unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe de mari lirici moderni francezi pe care admira. La început, văzut ca un poet minor de critică literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. George Antonie Vasileu s-a născut în casa comerciantului Dimitrie Vasileu și a Zoe Vasileu pe actuala stradă George Bacovia, numărul 13, în Bacău. Copilul, în vârstă de doar de 6 ani, începe să învețe limba germană. Apoi, între 1889-1890, urmează clasa 1 la un pensiun din Bacău. În 1891 îl aflăm înscris la școala primară domnească numărul 1 din Bacău. 3 ani mai târziu absolvă cursul primar în luna iunie. În același an se înscrie la gimnaziul Ferdinand din Bacău. Toamna rămâne închisă o noapte întreagă din atenția parcliserului în turnul bisericii precistă din orașul natal. Această întâmplare îi va inspira poezia Murg Violet, scrisă în 1899. Anii traumatici din liceu și atmosfera cam rece îi inspiră un alt poem celebru, Liceu. În 1898 își pune pe note câteva poezii, precum și alte de Mihai Eminescu și Ștefan Petică. Vadește mare talent la desenă, se dovedește foarte bun executant la vioară și la alte instrumente din orchestra școlii, pe care o și dirigează. Se evidențiază la gimnastică. În 1899 obține premiul întâi pentru țară la concursul tinerimii române pentru desen artistic de pe natură. Îi apare în literatorul din 30 martie poezia Și toate, scrisă cu un an înainte, semnată V. George. În 1900 se înscrie la școala militară din Iași, de unde se retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina ca zonă, compune poezia Plumb, o va finisa totuși abia în 1902. În 1901 se înscrie în curs superior al liceului Ferdinand, absolvă liceul din Bacău. În 1903 scrie poezia Liceu, ca răspuns la un chestionar adresat de Ministerul absolvenților din acel an în vederea reformei învățământului inițiată de Spiru Haret. Se înscrie la Facultatea de Drept din București. Citește într-una din ședințe salon literar al lui Macedonski poezia Plumb, care produce o puternică impresie. Citește în 1904 la cenacul Macedonski Nervi de Toamnă, obținând același succes. Colaborează la revista Arta de la Iași. Se retrage de la Facultatea de Drept din București. Se stabilește în 1905 în București, împreună cu fratele său Eugen. Un an mai târziu, în 1906, se reîntoarce la Bacău, stabilindu-se în locuința din strada liceului, scrie poezia la Costre. În 1907 se înscrie la Facultatea de Drept din Iași și reîncepe cu anul întâi. Rămâne la Iași și anul următor. Colaborează la revista lui Meraș cu versuri, mai târziu versuri și proză. Între 1909-1910 merge la Iași, numai în perioada examenilor, restul timpului locuind la Bacău, iar în 1911 obține diploma de licență în drept și se înscrie în baroul din Bacău. Plătește 10 ani cotizație, dar nu profesează. Colaborează la Românul literar al lui Caion în 1912, suplinitor la școala primară din Bacău și la Călugăra, suburbia Bacăului. Colaborează la Flacăra, copiii la prefectura din Bacău. În 1913 devine ajutor contabil la aceeași prefectură, dar se bolnăvește și dimisionează. În 1945 este numit bibliotecar la Ministerul Minilor și Petrolului. Este editat la 1946 volumul Stanțe Burcheze, pentru care va fi criticat de autoritățile comuniste. Este pus la index, dar la mijlocul anilor 50 este repus în circulație. Dezăvătorit ulterior de Ministerul Artelor, care îl și-ar angajează. În 1956 se publică volumul poeziei. Moare în ziua de 22 mai 1957 în locuința sa din București. Despre George Bacovia s-a spus inițial că este un poet simbolist, dar criticii au remarcat ulterior că își depășește epoca aparținând poeziei române moderne. Dacă în primul său volum Plumb, publicat în 1916, imediat după ce Carnagiul din primul război mondial se dezlănțuise, influențe
Influența poeziei simboliste era foarte vizibilă. Abia din volumele următoare, în scântei galbene sau comedie în fond, Bacovia descoperă rețeta poeziei moderne, apropiată de proza poetică. Critici interbelici au văzut în Bacovia un nesimbolist sau o bistecrecuță dintr-un lemn. Un poet cu materie poetică insuficientă, abia după cel de-al doilea război mondial, poezia sa este afiliată curentelor de gândire mai noi, fiind pus în paralel cu teatrul absurdului, cu anumite curente ale modernismului poetic, cu suprarealismul, dicteul automat, imagismul sau chiar expresionismul, dar și cu școli filozofice cum ar fi existențialismul. Premiul și distinției în 1923 a fost primit de la Ministerul Artelor pentru volumul Plumb. În 1925 primește premiul pentru poezie al Societății Scriitorilor Români, Ex Ago, împreună cu Lucian Blaga. În 1934, premiul național de poezie este acordat lui George Bacovia și lui Tudor Arghezi.